Cred că, nu despre cartea mea, am să spun mai întâi, ci despre cum mă simt aici. Am avut emoții, într-adevăr, până ieri, când am mai stat ploaia și m-am gândit că, nu că n-ajung eu, mă gândeam că nu ajungeți dumneavoastră și că voi fi singură, eventual, sau numai cu câțiva dintre prieteni. Acum nu mai am deloc emoții, mă simt aproape pe toți și de la jumătatea de prieteni pe care îi cunoșteam, acum prietenii mei s-au înmulțit. Sunt în București de o viață aproape, dar m-am simțit totdeauna, nu știu cum să vă spun, dezrădăcinată, pentru că sunt a pământului de aici. Și totdeauna mi-a fost dor să mă întorc la Târgoviște. Mă rog, nu a fost niciun prilej așa și în toamnă, în toamna aceasta, așa, dintr-o dată m-am hotărât să vin la scriitorii de aici. Nu știu dacă atunci m-au primit sau nu, nici mă cunoșteau toți, foarte puțin m-au cunoscut, mă mai știau. Dar, nu știu, probabil că este ceva care se transmite așa și dintr-o dată s-au făcut legăturile. Și cartea era deja în lucru, ultima carte aceasta cu Niobe. Deja era la domnul profesor Ștefan, la scriitorul Ștefan, că altfel aș fi scos-o la editura Biblioteca. Oricum, următoarea carte, care e aproape gata, sigur va fi aici, la Biblioteca. Am avut privilegiul să cunosc pe acest domn profesor apropiat de sufletul meu, domnul Coandă, care nu știu ce e mai întâi, că este un mare erudit, este și poet, este și nu știu ce este. Să pot ține legătura cu Târgoviște. Și apoi a fost prietenul Vale, pe care și Grigore, amândoi, dar la Vale am îndrăznit eu să dau telefon, pentru că după dispariția lui Vlad, cu el nu am mai rămas. Lui se datorează organizarea acestui eveniment. El s-a ocupat de toate, este și bun gospodar și el a fost și cu invitațiile, cred, cu toate, cu toate. Și am avut ceva emoții, că așa este când nu știi ce se întâmplă acolo unde n-ai mai fost. Deci, încă o dată, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Vreau să vă spun că sunteți lângă sufletul meu. Sunt onorată să vă văd aici, în această sală. Îi mulțumesc și domnului Ștefănescu, că m-a făcut să mă simt dintr-o dată foarte bine. Abia venisem și doamna directoare era abia plecată. Fiind între prieteni, pot vorbi și despre poezie. Poezia este sufletul meu. Deci dacă o să citiți, o să înțelegeți cum gândesc. O să vedeți că există, hai să zicem așa, vilia cea de toate zilele domestică, mă rog, care își crește cei doi nepoți cu toată dragostea și devotamentul. Și vilia din singurătatea ei impusă, uneori singurătatea, când dă glas gândurilor de dincolo. Nu scriu pentru că îmi propun, scriu de undeva, de parcă mi s-ar dicta ceva. Și scriu când am ce... când simt că trebuie să scriu, când simt că e prea plin în sufletul meu și asta este. Nu ies foarte des în lume, nu sunt o poetă, eu știu, uniunea mă știe, dar mă știe că sunt membra acolo, dar nu bat cârciumile, nici nu am posibilitatea, de exemplu, să merg la Argeș, unde mi-ar fi foarte drag să merg, sau la alte acțiuni, nici la dumneavoastră nu am venit, de sper să vin mai des. Dacă mai aveți răbdare, pot să vă citesc două poezii. Pentru că, dincolo de ce vă spun eu, o să vă spună cărțile mele. Înainte, trebuie să mai salutăm pe cineva, cer scuze. Pentru că totdeauna am fost alături de noi la toate marile manifestări de aici. Garnizoanei Târgoviște și distinsei bibliotecare, doamna Carmen. De acord. Ați putut așa după rândurile așa, parcă mai era cineva.
Se vadă dinspre munții mei. La Tătăran sunt dealurile subcarpatice, dar se văd munții și de aici, de la dumneavoastră, se văd. Și totdeauna mi-a fost dor de munți. Am avut un profesor la Enochiță, la Lincoln, care ne ducea foarte, în fiecare săptămână, la sfârșit, plecam în excursie. Ninge amar, ninge pe duncă printre cuvinte și idei. Aș vrea și nu să ne ajungă zăpada dinspre munții mei, că prea acum și prea târzie din soarea asta de demult. Și apoi, de noi cine mai știe, doar noaptea cheamă și o ascult. Și ninge iar, ninge departe, așa cum parcă aș fi vrut. Ninge piesiști, ninge anemoarte și albă-i vrerea de început. Ninge cu noi, ninge cu gânduri și viscolește-a întrebare. Când viața trece printre rânduri și râsul ei se stinge în mare. Că ninge peste tot și toate. Ne uită lumea, ți-am spus. Rămânem să notăm pe carte cu visul încă neapus. Echilibru fragil. Reinventez și eu cum pot timpul pierdut. Trăiesc dimineți rostogolite pe asfaltul din fața blocului, mecanic. Mereu la fel încălțate, cu aceiași bocanci, destrămân liniștea scrisului meu. Aici mă reinventez pe mine, noapte de noapte, până târziu, pe foile albe. Și aceeași teamă de ridicol îmi face pielea să tremure de frig. Aștept, veghez, pândesc steaua mea călătoare, și când o văd, o rog să coboare puțin lângă mine. Lustruiesc pervazul cu inima seară de seară pentru vizita ei efemeră. Poate așa mă simt mai acasă și anii apasă pe oasele mele fără să-i simt cum își fac de cap. Se dau de-a tumba și-mi strică simetria promisiunii că primăvara mă ia la plimbare și mâine. Thank you.